Percheziția efectuată de polițiștii din Gorj în penitenciarul Colibaș a fost dispusă aseară în cadrul unui dosar penal în care un bărbat încarcerat în vârstă de 35 de ani este bănuit că ar fi comis mai multe înșelăciuni prin telefon. Cercetările arată că pe 22 octombrie acesta ar fi folosit un celular interzis în închisoare și s-a dat drept procuror D.I.C.O.T. Falsul anchetator le-a spus victimelor că există suspiciuni, că s-ar fi vândut mai multe coduri false, motiv pentru care solicita să se facă verificări și la alte cartele. În acest mod i-ar fi determinat pe doi angajați ai unei societăți comerciale din Rovinari să-i comunice trei coduri de reîncărcare electronică în valoare de 20 de euro fiecare. În urma de în camera de detenție au fost găsite telefonul mobil și cartela telefonică vizată de anchetă. Oamenii legii vor continua cercetările pentru recuperarea prejudiciului, iar în funcție de declarațiile suspectului, acesta ar putea fi trimis în judecată pentru înșelăciune.